Nu avem suficiente locuri de parcare, iar o parte dintre cele existente sunt ocupate de mașini abandonate. Inspectorii municipalității i-au somat pe proprietari să-și ridice mașinile. Verificarea inspectorilor a avut loc în zona centrală, dar și în cartierele Vasile Aron și Hipodrom. În zona centrală au fost găsite 39 de autovehicule care prezentau semne de degradare și indicau că nu sunt folosite de proprietari. În celelalte două cartiere au fost identificate 205 astfel de mașini. Pe parbrizul acestora au fost lăsate somații, astfel că proprietarii sunt rugați să le ridice de pe domeniul public în termen de 10 zile. În caz contrar, vor fi declarate abandonate sau fără stăpân și vor intra în proprietatea municipiului. După parcurgerea procedurii legale, anul acesta 17 autovehicule au intrat în proprietatea municipiului. Acțiunea de verificare a inspectorilor va continua și în cartierele Strand și Valea Aurie. Scopul unor astfel de acțiuni este de a elibera locurile de parcare și spațiile verzi de mașinile care nu mai sunt folosite de proprietari.